Așa cum se știe și am anunțat la Primăria Municipiului Suceava, suntem într-o campanie fermă din încasarea restanților la buget și în cursul zilei de astăzi avem programate 11 sechestre la firme, nu este altă soluție. Mai este aici o problemă particulară, în special la persoane fizice și fac un apel pe această cale să se prezinte la primărie să-și clarifice situațiile. Situații sunt legate de patrimoniu, fie că își vând proprietăți, le cumpără, divorțează, fac partaje, noi nu suntem înștiințați. Deci ele rămân la notar, la tribunal, cetățenii în cauză nu aduc un document și la primărie. Sau chiar dacă vinde o mașină, vând acum 5 ani zile mașina, ea nu este radiată la primărie, noi nu știm, nu ni se aduc documentele. Deci în locul cetățenii să înțeleagă foarte bine că nu este un mecanism de informare direct între notar și primărie sau între tribunal și primărie. Noi nu avem, mă rog, o bază de informare din acest punct de vedere, de aceea rog pe cetățenii care sunt în aceste situații, când au modificări patrimoniale, fie cumpără, vând, se fac partaje, să vină să aducă documente la Primăria Municipiului Suceava. Este clar că odată cu această acțiune de încasare acestor restanțe la bugetul Primăriei Municipiului Suceava, vom clarifica foarte multe situații care, repet, nu sunt din culpa Primăriei Municipiului Suceava, dar este bine să avem o situație, o oglindă corectă, în așa fel încât să nu avem o realitate, mă rog, neconformă sau situație neconformă cu realitatea în ceea ce privește taxe și impozite pe care le avem din casa la populație.